Bună ziua! Pace! Ce face mami astăzi? Încerc să-mi caut o ramă pentru ochelari. Ramă? Sticla? Ce ramă? Să vedem! Ah, ok. Aici e și Natalia. E bucuroasă că a venit la mall. Și că a venit Tati. Și mergem să vedem dacă găsim o... ramă, nu se spune ramă, sticlă la ochelar, nu? Sticlă, și ramă. Ai, ce? Deschis blițul? Da. Oh, trebuie să închid blițul. Deci eu am o ramă de ochelari, dar nu știu dacă se poate pune sticlă. Aha. Și atunci căutăm să ne luăm ochelari, tot. Stai că închid și să închid becul ăsta, că atrage prea mult privirile. Da, lasă că ne-am dat ceva. O văzut Natalia pe papic? A, geanta aia cu Peppa Pig. Las că vinim înapoi, mami, ok? Să nu luăm după noi atâtea. No, bine, mergem să vedem dacă găsim Josie, mami, nu? O să vă filmez atunci jos. Mall-ul ați mai văzut, voi nu-i mare lucru. Ok. Doamna îi de la securitate, poate îmi spune ceva să închid. Aici e magazinul meu preferat, cu haine, sport. Nu vreau șapcă. La toamnă, că acum nu mai... acum, vara eu nu port șapcă, îmi place cu freza mea să vadă că e faină. Și... la toamnă o să trebuiască. Poate a fost cu noi la UCCOM. Da? Aha. No, bine. No, hai să mergem jos, mami. Jos? Mergem? Da. A, pe partea aia la întâta să mergem jos. Acum mergem vreodată. Ok, închid și atunci vă filmez acolo la ochelari să vedem ce rezolvăm. Acum mama îmi măsoară dioptria. Că dioptria i s-a schimbat acum aproximativ 4 ani, când au făcut ultimii. 4-5 ani, nu mai știu exact. Aici am mai făcut ea ochelarii, ochelari cu lentilă progresivă. Și să vedem. Ne fac o ofertă, dar de luat trebuie să luăm. Că nu mai o ajut ochelarii care are o doare ochii după un timp, ochii și capul. Și trebuie să luăm ceva obligatoriu. Mami are o ramă. Dar dacă nu se poate cu rama aia, aici este de cules. Cred că asta m-a zis mami că i-ar place. Dar e cam scumpă. Costă 700. E calitate, frumoase, dar trebuie să facem în așa fel, să le încadrăm în niște bănuți. Să fie și frumos și bun. Natalia a zis că îi vrea pe ăștia. De la firma Polaroid. Cu 200 și ceva, dar pe ea are ochelari de soare acasă cu tati. Are ochelari de soare, am să zic. Și eu am de la Polaroid. Cred că chiar da, ăștia i-am eu în mașină. Când... ba nu ăștia, ăștia. Dacă nu mă șer, da, ăștia i-am. Exact. Ăștia am eu. Când mă duc, eu nu folosesc ochelari de soare, dar când mă duc la drum lung chiar e necesar. Când îmi bate soarele din față sau când se reflectorizează în beton. Așa, câteodată, ca și oglinda, betonul.
Este de toate aici. Numai bani să fie. Și acum să vedem ce facem aici. Ok, vă filmez un pic mai încolo. Ok, ăștia sunt ochelarii care o să-i ai de mami de la Vogue. Așa arată. Dar peste 9 zile o să vină sticla progresivă. Na bun, filmăm un pic mai încolo. Insistați să o filmăm și pe doamna că da, e plăcută. Foarte amabilă și atâta și-o bătut capul cu mine până m-a găsit și ieftin și bun. Face reclamă la Optiplața pe internet. Da. Da, aici Optiplața e firma care ne bun, face ochelarii. Aici să vă rog la primire. Da. Da, bun. Aici. Da. Noi vă mulțumim. Mulțumesc la doamna foarte mult, că a fost foarte amabilă. Da, asta rămâne la tine, da. Da, da. Și cu bonurile cu acesta, vă da. Da. Cu bătrate, cu garanție. Garanție de 2 ani de zile. Da. Ok, vă mulțumim. Acum merge. Am luat ochelarii, o să vin în 9 zile. Și acum bunica, nu-i realizarea ei, asta e lui Chineș. Că am luat de la Chineș, de aici. Natalia, e bun, mami, papa? E bun? Am de mâncat altceva. Eu mănc tot așa legume. Și mi-am luat și o clătită, cum mi-a plăcut, cum a arătat. Da, bine, vă filmăm puțin mai încolo. Mami, gătește astăzi ceva? Nu știu. Să vedem. Ok. Că noi deja am mâncat. Vedem. Eventual, poate facem ceva dulce, nu știu, o să vedem. Okay. Dar spun să-mi pune numai o lingură de orez. M-a umplut fatul, ea care nu pot să mănânc atâta. No, mă las să mânc și eu. Da. Nu mai vorbi atâta. Foarte bun. Ok. Natalia, îți place mami de Mickey Mouse? Mami, îți place masaj? Da. N-ai bani? Nu mai am bani. Păi, ai pus bani aici? Am pus. Și de ce nu merge? Păi acum și pun. Ah, acum văd că te scutură. Da. Nu mai am bani, mami. Ai pus. Un minut e un leu. Eu am pus 2 lei. A, 2 minute e puțin 2 minute. Nici nu reușește să facă program de la capăt până la sfârșit. Natalia, e fain? Vrei și pastelante? Că mai am fise. Vrei pastelante? Na. Că pune-te care vrei tu. Nu bine, mami. Cu Mickey? Nu bun, pune-te. Mami, fain? Mami, nu pune pe mine. Dar pe cine să pun? Geanta ai să poate? Prețioasă. Dar ce te scuturi așa? Ce ai pățit? Angel, vrei și tu? Dacă eram un pic mai mic, mă puneam și eu acolo lângă Donald Duck. Natalia, îi place de Mickey, așa e? Nu, bine. Nu, hai că filmăm mai încolo. Mami o să facă ceva tort. Ok, o las. Natalia și-a luat un balon cu Peppa Pig, cu Heliu. Am mâncat bine, am făcut de cumpărături, ne-am luat ochelari, adică mami și-a luat ochelari. Și acum mergem la cumpărături. Mă luat jucării. Na bun. La Kaufland acum și vreau să vă arăt unde era Ionul cu vegeta naturală.
că de multe ori avem probleme, comentarii că nu e bună vegeta și că să nu luăm. Uitați, vă arăt o vegetă normală, e 2,60, 2,75, asta e 7, dar e mai mare, și care luăm noi naturală, e asta. Dar unde e prețul? Acum nu-l văd. Gust găină e asta. Nu e asta naturală. Stați să văd unde e. Că am venit acum fără mami. Că nu mai știu care e. Dar știu că aici e. Să fie asta, fără glutamat adăugat, scrie aici. E 8 lei asta. Dar nu mai știu. Știu că o luat de la Vegeta, dar firma asta la Vegeta naturală. Asta e. Asta e. Ingrediente naturale, vedeți? Stați puțin. Ingrediente naturale, sare de mare, fără monoglutamat de sodiu adăugat. Și vă spun ce conține. Așa, sare de mare 54%, legume uscate 32%, morcov, păstrăna, ceapă, cartofi, țelină roșii, praz, ardei, fruze de pătrunjel, zahăr, leuștean, piper negru, curcuma, usturoi și mărar. Atât. Deci e naturală. Nu s-a focusat asta cum trebuie. Vă arăt și dumneavoastră. Vedeți? Ok. Asta e mică, dar eu iau asta mare cu 8 lei. Vedeți? Deci folosim vegeta naturală. Ingrediente naturale. Ați văzut și pe spate ce scrie. Vă mai spun o dată. Sare de mare, legume uscate, care le-am enumerat înainte, zahăr, leuștean, piper negru, curcuma, usturoi și mărar. Ok, nu bine. Așa mă enervează telefonul ăsta că nu se focusează cum trebuie. Mami și Angie undeva aici cu Natalia. Mami, ți-am luat vegeta naturală și am arătat la lume că e fără monoglutamat, fără potențiator de aromă, fără așa mai departe. Pe partea asta, doamnă. Acum. Asta e căruțul nostru. Da. Acum am intrat la Kaufland și facem un pic de cumpărături. Ce, mami, vrei acolo sus? Da? Na, mami, ține telefonul să vă bag. Poți să o bag pe Natalia acolo sus? Dacă te veni domnul de la... Auzi, am o problemă. Ceva? Da. Am o problemă. Rezolv-o. Nu, no, Natalia, n-am mai pus-o de când a fost mică aici, pe căruț. Mică. Îți place? Trebuie să vadă Angie. Unde e Angie? Angie! Uite, ne-a pus-o. Eu iau jucărie, eu iau căruț. Ce mai? Dar eu am probleme. Deci cireșe nu găsește. Mami nu găsește ce vrea pentru tort. Și are o problemă care trebuie rezolvată. Wow, ce fain! Spune Natalia, bună ziua! Hai, spune! Rușinoasa mea, altă dată spune. No, bine, eu vă mai filmez puțin mai încolo. Nu o să filmez așa mult, ca să n-am probleme cu paza. Altă dată, au fost după mine ca și când aș fi fost hoț, ca să nu mai filmez. Ok, vă filmez mai încolo.
Bunica astăzi a fost la cumpărături și și-a luat bonus după margine de la o casă niște flori. Marci galben, nu? Deci, mama astăzi s-a servit, să nu spun altcumva, că o zis că așa ceva nu are și vrea să-și pună și din astea. Mai astea i-au trebuit. Nu bine. Dar spune ceva la oameni ca să fac încheierea. Asta este realizarea mea. Da, Dumnezeu știe că Angie o luat, nu eu. Dar cine o pus-o? Eu am fost în mașină. Da, exact. Mă, spune la o... Păi de ce ai spus așa? Da. No, bine. Noi vă lăsăm, punem video. Vă lăsăm cu pacea Domnului Iisus să fie cu voi. Pune și în geantă la mine dacă vrei să... Ok. Fără aditivi. Fără aditivi. Hai spune ceva, de încheiere. Eu am spus. Da. O să facem torta. Astăzi? Dar nu știu, să vedem, nu dacă știu. Facem astăzi, nu știu, o să vedem. Dacă nu, mâine. Ce tort faceți? Tort de fructe, parcă, nu? Vrei să nu lovești mașina, iubita? Deci, nu promitem că facem astăzi, poate mâine. Depinde, Dragi, ce chef are. Dar poți să te filmez eu. Să frică de mine. Tati! Da, iubita mea. Știu că te tati, ți-a fost dor de mine. Da. Iubita mea, ți-o cât eu pe tine. Merem și noi, Natalia, cu tati, bine? Am luat prima dată frișcă naturală. Vreau și uică! Vrei frișcă? Când facem tortă, mami. Da. Am luat pizza la Natalia. Da, asta e pizza margherita. Da. 3 bucăți la 10 lei, nu? Angie. Da. Și am luat și la Ciuciu. Am luat și la Ciuciu și la Ara. Și la Mila. Și la Mila, la pisica noastră. Și la Mila am luat. Toate s-au scumpit. Da. Chiar s-au scumpit toate. Chiar am văzut după... Ah, ok. După simplu fapt că am luat o cutie de măsline, era 10 lei și da. Acum am dat 16 lei pe cutia aia. Asta e? Nu bine. Numai la noi s-a scumpit și în Germania, nu? Dacă tot s-a scumpit. Noi vă lăsăm, vă zicem pacea Domnului și vă pun imediat video-ul ăsta. Da. Ok, la revedere, o zi bună, pace. Pace.